Edward Bordray. S-a născut cu două fețe atașate la spatele capului. A doua față nu putea să vorbească, dar putea să râdă și să plângă de emoțiile lui Edward. Edward a murit. What the fuck, cum arată? Salutare băi și bine v-am regăsit la un nou episod, fraților. Astăzi facem primul episod din seria asta de povești de groază și vreau ca data viitoare să facem acest episod într-un cimitir, la un mausoleu acolo cu frumos așa, cu urmini frumos, cu urmă, cu toate chestiile, să fie cât mai intimă. Videoclipul să ducă cât mai în extrem această tentă de horror. Vreau să vă fac să vă simțiți cât mai horror pe aceste clipuri și așteptați cu nerăbdare următorul videoclip din seria asta de povești de groază. Astăzi, fraților, avem 7 povești nu prea lungi, reale, care s-au întâmplat de-a lungul anilor pe acest pământ. Și o să le spunem pe fiecare în parte, adică de la cea mai puțin înfricoșătoare până la cea mai înfricoșătoare, așa că stați pe tot parcursul videoclipului să vedeți despre ce e vorba, sau dacă nu aveți timp să vizionați videoclipul, puteți să vă duceți mai spre sfârșit, unde poveștile sunt mai picante și mai horror. Mai vreau să adaug că o să începem o serie din asta de povești de groază și o să fie făcută cât mai forță. O să fie o serie super lungă de videoclipuri, cât mai spectaculoase, cât mai extreme, cât mai horror, cât mai cum ar putea să mai fie. Toate, frate, în aceste videoclipuri și o să mă țin de asta, fiindcă m-am avucat foarte, foarte, foarte tare de făcut videoclipuri și nu cred că o să mă oprească nimic deocamdată. Sper să fie așa. Haideți să vă văd și o susținerea voastră dacă vreți să facem cele mai originale și cele mai șmechere videoclipuri făcute vreodată pe YouTube de către un vlogger. Vreau să fie totul cât mai în temă, de aceea am lumină aici, am lumină în spate, am lumină un pic de acolo, am felinarul care o să aprind imediat, da? Așa că, fraților, nu ezitați să mă ajutați și voi să-mi arătați susținerea voastră față de mine cu un like și un comentariu la videoclipurile pe care le postăm și în special la acesta, ca la următorul videoclip să fiu super motivat să rupem și să facem cât mai bine posibil. Fiindcă voi nu trebuie să faceți nimic care vă solicită prea mult, care vă pune prea mult în dificultate, doar trebuie să mă ajutați apăsând doar un click pe butonul de like și 10 secunde în care voia să lăsați un comentariu, să-l scrieți și să-l adăugați acolo în secțiunea de comentarii, pe care pe mine mă ajută foarte enorm și voi cred că o să vă simțiți mult mai bine după ce o să faceți asta și cum m-ați ajutat. Plus să dați subscribe cei care sunteți noi, fiindcă facem o groază de videoclipuri din astea forță, și să activați clopoțelul acolo și cei care sunteți abonați la acest canal, vreau să verificați clopoțelul să vedeți dacă e activat acolo cu toate notificările, că din cauza asta s-ar putea să nu vă trimite YouTube notificări. Deci haideți să facem asta, că nu e mare chestie. Dacă chiar vreți, fiindcă o să mă țin și nu o să mă mai las așa ușor de pus videoclipuri pe acest canal și de făcut content cât mai original și cât mai atractiv pentru voi și cât mai dus în extreme, plus un share să mă puneți la story cu acest videoclip ar fi super forță. Deci hai să trecem la videoclip. Ok, avem aici și felinarul nostru. Băi, chiar îmi place, arată super creepy și arată super frumos. Și cu felinarul nostru aici lângă noi vreau să începem prima poveste, povestea cu numărul 7, clasificată ca fiind a 7-a cea mai de groază poveste. Ok, numărul 08888888. Și când acest număr ar fi fost închis pentru un motiv foarte sombru, toți cei care au deținut numărul au murit în ultimii 10 ani. Două dintre aceste decese au fost cauzate de șefii mafiei, care probabil au fost deja sortiți, dar companiile de telefoane nu sunt de acord. Ok, se pare că numărul ăsta cu 08808, da, tot așa până la 10 cifre de 8, a fost un număr foarte ghinios, să zicem așa, deoarece toți oamenii care au deținut numărul ăsta de telefon au murit de-a lungul anilor, da? Ca un mic rezumat așa. Povestea cu numărul 6, 1885, un om a primit o scrisoare de la fratele său prin poștă. Cu toate acestea, fratele său a murit acum 13 ani. Scrisoarea menționa că fratele său era bolnav psihic și că îl va vizita în curând. Când domnul a descris sicriul fratelui său, era complet gol. Mamă, vezi că e ceva aici. Cum să te duci să primești scrisoarea aia și peste ceva timp să te duci să-ți dezgol fratele să vezi că nu mai e acolo, fiindcă o să-ți fac o vizită. Cam creepy. Ok, numărul 5. În 1838, Edgar Allan Poe a publicat romanul The Narrative de Arthur Gordon Pym de la Nantucket. Povestea era cu trei marinari care trebuiau să-și mănânce prietenii pentru a supraviețui unui accident naval. Nici nu credea Poe că această poveste ar deveni realitate câțiva ani mai târziu. În 1884, trei marinari au fost naufragiați și au fost forțați să-și mănânce prietenul care avea numele Richard Parker, omul mâncat în povestea lui Poe. Mamă, deci mi s-a făcut ăla de găină la asta. What the fuck? Lui e forțat să-și mănânce colegul, mă, ca să supraviețuiască pe Doamne. Ok, povestea aia cu numărul 4. Edward Bordray s-a născut cu două fețe atașate la spatele capului. A doua față nu putea să vorbească, dar putea să râdă și să plângă de emoțiile lui Edward. Edward a murit. What the fuck? Cum arată? What the fuck? Cum arată? Băi, ești nebun la cap. Mamă, bai de capul meu. Edward a numit această față Gemonul Demon. S-a sinucis la vârsta de 23 de ani după ce medicii au refuzat să-i rezolve problema. Vai cum arătaie, Doamne. Mamă, cea mai creepy poveste, băi, și nebun la cap. Băi, dacă e adevărat asta, incredibil.
incredibil, băi, fără niciun mișto acum, fără niciun fel de... Hai să trecem peste asta, că e ciudată. Povestea cu numărul 3. Locuitorii au avertizat arheologii sovietici că dacă ar lua craniul lui Timur, unul dintre marii cuceritori ai mongolilor, ar începe un nou război. Dar ei l-au luat oricum. A doua zi, 22 iulie 1941, a fost ziua operațiunii Barbarossa, invazia nazistă a Uniunii Sovietice. Sute de mii de ruși au murit în câteva săptămâni. Băi, ok, băi, dar chiar că aia de înainte mi s-a părut super stranie de tot. 2. Un bărbat din Japonia a pus o cameră de securitate în casa lui pentru că bănuia că cineva fura mâncare din bucătăria lui. Credea că ar fi putut fi un animal, dar când a văzut imaginile, el a descoperit că o femeie ieșea în fiecare seară din dulapul ei, îi mânca mâncare și chiar făcea baie. O dai, se pare că a trăit acolo fără ca omul să știe un an întreg, bă, bă, ești nebun, în dulap. Și povestea aia cu numărul 1, aceasta ar trebui să fie cam cea mai creepy, dar cred că cu aia, cu omul cu două fețe, sau cu trei câte avea, doamne, la aia chiar m-a lăsat cu gura mască. Și vă spun, nu că aș fi eu cel mai tare de parcare, dar pe mine nu prea mă impresionează așa multe chestii, dar aia, tată, hai de capul meu. Ok, hai să trecem la numărul 1, cea mai dăugroză poveste pe care avem aici. Înainte de 15 aprilie 1865, în ziua în care Lincoln a fost împușcat, Lincoln însuși a avut un vis care i-ar fi putut prezice soarta. În visul său, Lincoln a văzut un soldat în picioare pe un sicriu, what the fuck. Când a întrebat cine este bărbatul, soldatul a răspuns, președintele. Ok, bun, asta a fost bună, bun, mi-a plăcut, frate. Păi acum vreau să lăsați și mie un comentariu, să spuneți care vi s-a părut cea mai creepy și cea mai deplasată poveste dintre toate aceste 7 povești. Și dacă mai vreți să mai facem episoade de genul, următoarele povești o să le facem, cum v-am spus, vreau să fac videoclipurile cât mai bine, vreau să fac videoclipurile cât mai în temă, vreau să fac videoclipurile cât mai forță și cât mai bine editate, pentru a nu vă plictisi și pentru a vă place. Și dacă vreți, fraților, să mă ajutați și să faceți ceva pentru mine, în schimbul muncii mele și altrude pe care o fac, să lăsați, frate, că nu e mare chestie, un like la videoclipuri și un comentariu foarte repede acolo cu orice vreți voi, frate, nu neapărat să fie în temă cu asta, fiindcă mă ajută. Și vreau să văd din partea voastră niște susținere, că altfel n-am cum să reușesc să facem, să creștem canalul ăsta fără ajutorul vostru. Vă mulțumesc frumos că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați, cum aveți, de like, comentariu în prima fază la acest videoclip. Nu uitați de subscribe și cum se cazi să noi, fiindcă o să facem cele mai retardate și cele mai în temă, cele mai șmechere videoclipuri care le-ați văzut pe YouTube-ul ăsta. Și vreau să mă țin de promisiune și de fiecare dată când am vrut să fac ceva cu adevărat, chiar am făcut și aveți grijă că o să fac. Nu uitați, fraților, să dați un share la acest videoclip să ne vadă cu mai multă lume nouă. Eu am fost Rusty și vă urez toate cele bune. Pa, pa!